luându-mi în serios mai departe rolul de gazdă, aș da cuvântul domnului Petru Creții. Mie într-un fel tare greu, într-un fel ușor, cu ușurința pe care dă bucuria. Am să renunț astă seară la bucuriile în fond facile ale vorbirii libere și am să îmi îngădui să vă citesc un text care este închinat lui Cezar Ivănescu, domnului Cezar Ivănescu, și care se cheamă Pentru Cezar Ivănescu. Lăsați-mă să-l citesc. Da, iubiți ascultători, deci chiar iubiți de sine între noi, citesc din dumnealui, Euhronia este timpul sacru al marilor împliniri, sacru în sensul în care Eminescu numea sfinte câteva, nu multe, dar esențiale entități, din universul ființei și al pătimirii. De aceea vom zice, astăzi și mereu, că ne aflăm în timpul bun și sfânt și vechi cât noi al poeziei românești și că ne mai aflăm spre bucuria și cinstea noastră alături de unul dintre cei mai puri, mai adânci și mai sfâșietori reprezentanți ai poeziei românești, Cezar Ivănescu, Cezar Ivănescu, poeta Magnus. Și îl vom mai numi tot pe Cezar Ivănescu biruitor, pentru că prin lungul șir din veacuri al poeților români, câțiva cu nume sfinte nouă, alții mulți pe veci fără nume, noi, ca neam, am biruit prin vreme și obidă, prin sângerările și prin tina istoriei. Am biruit ca puțin alții, înfrângând tot ce ne tăgăduia și înfrângând, în modul cel mai straniu, prin puterea din adânc a poeziei românești. Și îl voi mai numi pe Cezar Ivănescu, alături de puțin alții dintre noi, om nemaculat de nicio închinare, om curat și în curățenia lui, neînfricat ca un gladiator de neam înalt. Pe Cezar Ivănescu îl venerez ca poet și îl onorez ca om, așa pătimaș cum este și uneori nedrept în numele unei mai înalte dreptăți. Așa violent cum poate să pară celor care nu știu nici generozitatea de mare senior al inimii, nici suava blândețe. Fie ca măcar parte din hula cu care a fost împroșcat de câte unii, să fie spălată de cinstea și de dragostea cuvântului nostru. Iar prin nostru înțeleg pe încă cineva mai mare decât noi, pe Constantin Noica, de care ne-a legat o lungă și zbuciumată prietenie, în numele iubirii noastre comune, de la un punct încolo irațională, pentru acest neam. Îngăduiți-mi să vă citesc o scrisoare adresată de Noica lui Cezar Ivănescu, cu observația preliminară, că știind eu bine în ce relație dificilă se afla filozoful cu poezia, am citit-o cu o uimită emoție. Vă rog să o ascultați. E scrisă în 8 martie 1980 de la Păltiniș. Dragă domnule Cezar Ivănescu, abia acum câteva zile, în iadul bucureștean, am putut lua de la prietenul Suciu volumul lui Eliade și cele două cărți ale dumitale. Îți mulțumesc că, din puținele exemplare primite ca traducător, mi-a rezervat unul mie. Ca prieten al lui Eliade, ca suflet rătăcit și nemângâiet al scrisului, dar ca un suflet fără parte îmi apar și dumneata. Te cauți peste tot, de la bunica Zoie și până la Ismena, lui Sofocle, te rătăcești și, te regăsești admirabil, dar fără să spui cititorului care ți-e partea. Spune-mi unde se culege timpul dus și aurul și semințele a cui îs când presară taurul. Am lăsat deoparte la Baar, simt că acolo s-a încrestat o experiență gravă.
Am luat cu mine în munți, unde stau retras, doar muzeon. De ce nu musaion, se întreabă din noi. Am vibrat deosebit la glasurile unor poeme. Mulțumesc pentru extraordinara strofă din Rosarium transcrisă. Am rămas rece la atingerea altora, dar peste tot am simțit că este vorba de ceva sacru în scrisul dumitale. Citesc într-o prezentare de revistă că ești obsedat de problema morții. Mă gândesc să schițez un îndemn. Nu-i spun pe nume. Am avut un prieten mare, Cioran, unul îndoielnic mare, Eugen Ionescu, și am iubit un gânditor mare, Heidegger. Cu toți au întârziat asupra ei, asupra morții. Nu a avut ce face cu ea până la urmă. Cred că trebuie să ne dăruim acelor zei care au ei ce face cu noi. Moartea se plictisește repede cu zelatorii ei. E grăbită și sumară. Alege zei, îi spune noica lui Ivănescu, care ne rabdă așa cum suntem, așa cum ești dumneata, făpturi de sânge sau timpul dens și neconstrâns ca o fantomă care își impune evidența și dispare. Te voi reciti cu mirare și dragoste al dumitale Constantin Noica. Iertați-mă aici, mult iubitul meu prieten, a înțeles ceva greșit din partea de moarte a poemelor lui Cezar Ivănescu. Nu e vorba de ceea ce se întâmpla nici la Cioran, nici la Ionescu, nici la Heidegger. În aceste nesfârșite volume, moartea este o divină mireasă a lumii și nu are nimic nimicitor, ci este partea de pătimire din noi care rămâne mai în adânc decât orice trăire. Cu respectul pe care îl acord lui Noica, aș trece acum la poetul Cezar Ivănescu și l-aș ruga pe poetul salvat din Metapont să dea glas poeziei sale câtă și cum vrea. Dar nu înainte de a-i cere îngăduința de a citi eu însumi trei dintre poeziile sale, alese cu greu din această mirifică și perpetuă lirica magna. Să le citesc așa, de admirație, de drag, de vraja ultimilor mele îndelungi citiri din opera lui. Și, nu mai puțin, pentru a determina în fața dumneavoastră o inerentă și salutară diferență de registru. Iată cele trei.